Graph model 2022, capul de serie de la Canon. Un aparat care are o precizie foarte mare și care permite și investigații mai rare, dar foarte utile, mai rare în prahova, de exemplu angiotomografie. Asta înseamnă că fără a mai aplica o manevră invazivă, să spunem o angiografie, a introduce un cateter în arterele piciorului sau în arterele mâinii, eventual până în inimă ca să vezi circulația, introduci doar o substanță de contrast într-o venă, pentru un act simplu. Și vezi în 80% din situație aceeași și atunci te poți orienta înaintea unei intervenții chirurgicale de chirurgie vasculară sau a unei intervenții cardiologice. Dar și pentru neurochirurgie foarte ok. Spitalul are un astfel de aparat? Spitalul mai are două acordioane, dar generații mai vechi, atât de performant, ăsta a fost luat pe un alt proiect, pe fonduri europene, de Consiliul Județean.